keep fighting voices in my mind. I say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never make you wrong. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Iată un duel terminat într-o îmbrățișare. Marca Tudor Chirilă. Păi, la două Alexandre. Smiley, te văd legănând. Sunt aici, mă legăn. Da. Alexandra, ai fost foarte bună. Care? Speaker, este amuzant. Și, și clar, el ar merge mai departe cu Alexandra. A, nu. Da. Și cine pleacă acasă? Nuși, nici Alexandra. Nu știu. Dar sigur e, merge cu Alexandra din Galați. Mamă, sunteți și din Galați amândouă? Da. Da. Nu dar tu la prezentare unde nu? Erai? Vă știi când ne-am prezentat? Când, unde erai? Unde eram? Da. Era lumea lui. Hey, am înțeles. Am înțeles. Bun. Genul programului Smiley. Te rog, continuă. Foarte frumos ați cântat și foarte frumos v-ați completat. A fost extrem, extrem de echilibrat. Cumva parcă Alexandra Căpitănescu are un pic mai mult zvâc pe scenă. Chiar dacă a fost o baladă, parcă, nu știu, are o ceva, un foc acolo care... Un zvâc. Care îți atrage atenția, știi? Dar ca voce, ca și interpretare, ați fost foarte bune amândouă. Mulțumim frumos, mulțumim. Irina Rimes. Vreau să remarc acutele de focalitate, nu știu, America, Japonia, ce vreți voi. Mi se pare că pe acute sunteți foarte, foarte profi. Și pe mine acolo m-ați cucerit, doar că m-ați cucerit amândouă. Teo Roz și Horia, da, Brenciu, care nu-i din Galați. Cred că în cazul vostru departajarea poate fi făcută doar în funcție de o inspirație de moment.
îmi place zvâcul tău și cred că asta avem noi două în comun. Capitanesca. Pe de altă parte, aș avea mai mare nevoie de calmitatea ta. Damian. Alexandra Damian. De-aia, vezi, de-aia ai un Damian în viața Așa că ta. O să fie foarte greu pentru Tudor, dar îi mulțumim pentru acest moment, fiindcă ne-a arătat două fete pe care le-am mai văzut și care au reușit să fie altele în seara asta. Bravo vouă! Mulțumim frumos! Care amândouă sunt din Galați. Tudor Chirila! La mi... Furia Benci, iartă-mă, nu, a vorbit atât de frumos de oroz. Spectacol, regia, dar am putut să fac. Ideea e că a vorbit atât de frumos de oroz încât... Vreau să fac spectacol, dacă nu mă lași, nu e o problemă. Nu, eu te las, Doamne ferește. Te rog, te rog, vorbește. Bine, dacă insiști, o să vorbesc. O să vă spun o paralelă care cu siguranță n-a fost făcută până acum la o voce României, ca să fac spectacol. Ați fost două schioare. E foarte interesantă această metaforă, pentru că fiecare a pornit de la linie, numai că una a avut fanioane mai multe și slalomul a fost mai activ, să spun așa, este vorba de Alexandra Damian, iar cealaltă a avut o linie dreaptă. De fapt, asta ești tu, puterea asta și merită cam în două să ajungeți la linia de sosire cu aplauzele de rigoare ale publicului. Mulțumim frumos! Mamă! Ce înseamnă să copilărești la Brașov? Da, mulțumesc. Ideea e că a fost pârtie, pârtie la da. Horia acum. Tudor Chirilă. Oi fi subiectiv, ceea ce e normal, dar mi s-a părut un moment de două cântărețe profesioniste care se întâlnesc, salut, hai să facem ceva împreună. Și ați făcut ceva foarte frumos împreună. Mulțumesc frumos! Tudor Chirilă, vine acel moment greu în viața fiecărui antrenor în această etapă a duelurilor. Decizia lui Tudor Chirilă este... O să merg mai departe cu Alexandra Căpitănescu. Alexandra Căpitănescu merge mai departe în echipa lui Tudor Chirilă. Iată că o reprezentantă a Galațiului merge mai departe în echipa lui Tudor Chirilă. Și o altă reprezentantă a Galațiului are șansa să meargă mai departe într-o altă echipă. Ia. Alexandra Damian. Decizia antrenorilor este... Aceasta, Alexandra Damian, merită toate aplauzele noastre. Îți mulțumim frumos, Alexandra. Din păcate, acestea sunt regulile concursului. Cineva merge mai departe, cineva pleacă acasă.